De cele mai multe ori când cumpărăm mâncare, fie ea gătită sau nu, știm la ce să ne așteptăm. Fie că dorim preparate pe bază de carne, diverse supe sau fructe și legume, comercianții din ziua de astăzi ne vor oferi exact ce ne dorim. Totuși, nu putem să nu ne întrebăm dacă ceea ce consumăm astăzi a arătat la fel de-a lungul timpului. Dieta oamenilor a fost în principiu similară cu ceea ce noi consumăm astăzi, iar acest lucru înseamnă că alimentele au evoluat odată cu timpul. Strămoșii noștri s-au preocupat de agricultură și creșterea diverselor plante pentru a obține roade cât mai bune. Așadar, vom analiza 7 feluri de mâncare care s-au schimbat radical de-a lungul timpului, fapt care poate doar să ne bucure. Porumbul. În urmă cu aproximativ 10.000 de ani, fermierii mexicani au început să aprecieze porumbul. Așadar, aceștia l-au studiat și au ajuns la concluzia că selecționând cele mai mari boabe pentru a le putea planta, sezonul următor va avea rezultate foarte bune. Când vorbim despre domesticirea porumbului, putem avea în vedere multiple teorii, însă cea mai populară este că porumbul a apărut ca o mutație genetică a teosintului. Teosintul este o plantă care arată similar cu porumbul și se poate încrucișa cu cea de astăzi și produce descendenți viabili. Cercetătorii au stabilit că există doar 5 gene care sunt diferite între teosint și porumb, în ciuda diferenței de aspect. Teosintul prezintă semințe mici, tari, care cresc în vârfuri lungi doar de 5 până la 7 rânduri, în timp ce porumbul a evoluat, renunțând la aceste semințe tari pe care le-a înlocuit cu coji care împiedică reproducerea fără interferențe. Dacă ni se pare complicat să desfacem boabele de porumb de pe știulete, ar trebui să ne imaginăm cum ar fi fost să spargem miezul la sute de vârfuri de teosinturi pentru a avea un rezultat similar. Plăcintele. Unul dintre cele mai delicioase deserturi, dar și preparat adecvat mesei de prânz, plăcinta, este cunoscută pe tot globul, însă sub diverse forme. În general, astăzi plăcintele sunt întâlnite cu umpluturi dulci, însă acest lucru nu era ceva normal în trecut. În evul mediu, plăcintele nu se asemănau mai deloc cu cele moderne, având o crustă care adesea nu era comestibilă. Bucătarii pregăteau așa numitele sicrie, care erau mai mult niște vase în care să se poată servi ceea ce ar fi trebuit să fie umplutura plăcintei. Când era servit, mâncai doar tot ce se cocea înăuntru. Uneori, plăcintele erau mai mult divertisment decât mâncare. Păsări vii, broaște și persoane au fost sigilate în interior, apoi eliberate spre divertismentul oaspeților din jurul mesei. Un punct crucial în istoria plăcintelor a fost în secolul al XVIII-lea, după ce britanicii au înființat plantațiile de zahăr. Din acest moment, tartele care nu aveau zahăr au devenit mult mai dulci, urmând ca mai apoi să se ajungă încetul cu încetul la gustul plăcintelor moderne. Pepenele verde. Cu toții iubim pepenele verde, însă trebuie să recunoaștem că este un lucru pe care l-am schimba, semințele acestuia. Pictorul italian de natură moartă Giovanni Stanchi a pictat la jumătatea secolului XVII o scenă care conținea piersici, pere și alte fructe, printre care ceva ce nu seamănă cu nimic din ceea ce întâlnim astăzi. Este vorba despre un pepene verde al secolului al XVII-lea care diferă foarte mult de cel al zilelor noastre. Profesorul Universității din Wisconsin, James Nanhuis, ne descrie importanța acestor tablouri asupra aspectelor trecutului. Practic, fără o astfel de imortalizare, nu am fi cunoscut niciodată adevărata imagine a pepenelui străvechi, la fel ca al multor altor lucruri. Pepenele verde a venit din Africa și și-a câștigat rapid o reputație pozitivă în Europa până în anii 1600. Cel mai probabil acesta avea un gust similar cu cel de astăzi, fiind un deliciu foarte bun. În perioada următoare, grădinarii au decis să reproducă selectiv pepeni verzi, în așa fel încât miezul roșu aprins să fie din ce în ce mai mult, în timp ce coaja albă a devenit din ce în ce mai subțire. Curiul. Un preparat care a început să câștige foarte mult teren și în Europa în ultimii ani este curry.
În principal, curiul este preparat din carne de pui sau de vită, iar ceea ce îl face irezistibil este mixul de condimente. De asemenea, acesta conține și un sos cremos realizat din roșii, smântână, iaurt și uneori lapte de cocos. Așa cum probabil vă așteptați, curiul nu a avut aceeași rețetă tot timpul, iar felul prin care cercetătorii au reușit să demonstreze acest lucru este fascinant. Potrivit BBC, cercetătorii care lucrează la situl de săpătură din Farmana din India s-au folosit de oale vechi de 4.000 de ani pe care le-au analizat. Aceștia au observat molecule de amidon, iar mai apoi au analizat și rămășițele de amidon lăsate în urmă de diverse alimente. Astfel, aceștia au reușit să ajungă la rețeta primului curry pe care istoria l-a consemnat. Vorbim despre o combinație de vinete, turmeric, ghimbir și sare și rețeta care este departe de curry-ul de astăzi. Bananele. Unul dintre cele mai rapide micuri dejun din ziua de astăzi, o simplă banană a arătat cu totul altfel pentru strămoșii noștri. Aceasta, înspre deosebire de fructul modern de astăzi, nu era atât de mare și atât de galbenă. Avea o grămadă de semințe în ea și foarte multe găuri. Pe scurt, bananele strămoșilor noștri erau pur și simplu dezgustătoare. De-a lungul timpului, bananele au fost hibridizate, cultivate și domesticite până în punctul pe care îl cunoaștem astăzi din magazinele alimentare. Vorbim despre un proces cu o durată impresionantă de peste 10.000 de ani, în care, potrivit Tatco, zone precum Sri Lanka și China au trecut la domesticirea bananelor. Cele mai vechi semne ale oamenilor care iau banane sălbatice și le transformă într-o cultură legitimă provin din Papua Noua Guinee. Până în prezent, bananele și-au schimbat forma de atât de multe ori încât este imposibil să le cunoaștem pe toate. De asemenea, nu suntem prea departe de a vedea noi schimbări în banana viitorului. Banana pe care o mâncăm astăzi este Cavendish, despre care Business Insider spune că a înlocuit-o pe Gros Michel în 1947, după un focar al bolii devastatoare a Panama. Noile banane sunt destul de sensibile oricăror paraziți și astfel este foarte posibil ca aceasta să fie adaptată în funcție de necesitățile viitorului. Bezelele. În mod normal ne-am aștepta ca bezelele să fie un lucru care a venit odată cu societatea modernă, având în vedere felul în care acest desert arată și aroma sa specifică. Totuși, lucrurile sunt puțin diferite, iar la un moment dat, bezelele au avut chiar atribuții medicinale. Bezelele moderne provin din nalbă, care este de fapt o plantă folosită de grecii antici pentru diverse balsamuri și loțiuni încă din secolul al IX-lea. Se pare că nalba era folosită pentru orice, de la un tratament antiinflamator și durere de dinți la un laxativ. Până la punctul în care bezeaua a devenit ceva delicios, a trebuit să mai treacă ceva timp. Însă grecii antici și-au dat primii seama că ar putea produce ceva de pe seama acestei plante. Astfel, bezelele antice erau ofrande oferite claselor nobile și zeilor, fiind un amestec de nalbă, miere și nuci. Abia în secolul XIX, bucătarii francezi au decis că pot amesteca nalba cu albușuri de ou, zahăr și apă. Le-au vândut ca pe delicatese super sănătoase sub formă de pastilă, așa că nu era chiar ceea ce știm noi astăzi. Totuși, există o parte foarte interesantă. Extractul din nalbă necesită timp de uscare, așa că s-a decis să se folosească gelatină în schimb și astfel s-a ajuns la o textură similară și la un gust destul de asemănător, însă efectele benefice au dispărut cu siguranță. Merele. În ziua de astăzi există o multitudine de mere, fiecare având caracteristici unice. Fie că avem parte de un gust aparte, de o textură diferită sau de o mărime ieșită din comun, merele sunt apreciate de un procent foarte mare din populație. Totuși, toate soiurile prezente au avut nevoie de foarte mulți ani de cercetare și experimente, în așa fel încât să ne satisfacă nevoile actuale. Studiile au arătat că unul dintre strămoșii mărului contemporan încă există.
fi numit Malusie Versi, crescând doar în sălbăticie în pădurile din Kazakhstan. Aceste fructe sunt consumate îndeoseb de urși, iar un singur copac sălbatic poate produce o adevărată varietate de mere, care vor avea o culoare și un gust unic. În urmă cu 4.000 de ani, merele au fost domesticite pentru prima dată. Acest lucru a creat o varietate de soiuri care au început să capete caracteristici unice. Astfel, anumite soiuri au început să fie cultivate pentru aromă, dimensiuni sau culoare, iar acest lucru a făcut ca merele moderne să fie mult mai predispuse bolilor și climatului în schimbare. Totuși, avem parte de un mare avantaj, având în vedere că am putut ajunge la unul dintre strămoșii merelor de astăzi. Aceste mere sălbatice prezintă un avantaj în ceea ce privește rezistența lor la diverse condiții pe care merele din ziua de astăzi nu le-ar suporta, iar cercetătorii ar putea să profite de acest aspect și să creeze mere mult mai puternice.